Dragii noștri, din păcate, incidența bolilor autoimune este în continuă creștere, așa că ne-am gândit și noi în rubrica noastră Arena Sănătății să abordăm acest subiect. Ce sunt bolile autoimune? Care este conduita pe care trebuie să o aibă pacienții care se confruntă cu asemenea afecțiuni? Și, bineînțeles, vrem să știm și care este legătura dintre bolile autoimune și sănătatea dentară. Cum pot și pacienții cu boli autoimune să beneficieze de tratamente stomatologice și în ce condiții. Dar, înainte de toate, haideți să vedem ce sunt bolile autoimune. Bolile autoimune se caracterizează prin faptul că sistemul nostru imunitar este debusolat, ca să spunem așa, adică în loc să atace agenții patogeni cu care ne confruntăm, începe pur și simplu să atace propriul nostru organism. În cazul bolilor autoimune există o predispoziție a organismului și un factor declanșator. Ambele probleme sunt însă încă incomplet înțelese. Totuși, se pare că există o legătură între proteinele de origine animală ajunse în sânge din cauza creșterii permeabilității membranelor intestinale și bolile autoimune. Se pare că există o legătură. Când anticorpii produși de corpul nostru pentru a ataca aceste proteine străine încep să atace și propriile proteine cu o structură similară. Dar factor declanșator pentru bolile imune pot să fie și infecțiile recurente, atât virale cât și bacteriene. Expunerea îndelungată la diferite substanțe chimice, la metale toxice, fumatul, stresul. În cazul femeilor, poate să fie vorba și de excesul de estrogeni. Iar mai nou s-a descoperit că un posibil factor declanșator ar putea fi și carența de vitamina D. Oricum, cert este că în cazul bolilor autoimune se întâmplă ceva în organismul nostru care face ca anticorpii pe care îi produce organismul nostru să atace propriul nostru organism. Și s-a mai constatat ceva, faptul că incidența bolilor autoimune în cazul femeilor este de 2 ori mai mare decât în cazul bărbaților. Bine, nu este vorba de toate bolile autoimune, pentru că există și boli autoimune care se întâlnesc mai des la bărbați, cum este, de exemplu, spondilita anchilozantă, care se întâlnește mult mai des la bărbați. Trebuie să spunem că astăzi au fost identificate peste 80 de boli autoimune și acestea pot să atace odată mai multe părți ale organismului nostru și bolile autoimune pot să atace articulațiile, rinichii, pielea, pancreasul, neuronii și așa mai departe. Și printre bolile autoimune se numără artrita reumatoidă, scleroza multiplă, lupusul eritematos, diabetul de tip 1 și atâtea și atâtea alte boli invalidante. Rezultatul acțiunii acelor anticorpi produși de organismul nostru, dar care ne atacă propriul organism, așa cum se întâmplă în cazul bolilor autoimune, poate să ducă la funcționarea perturbată a unui organ, poate să ducă, de exemplu, la creșterea anormală a acestuia sau poate să ducă pur și simplu la distrugerea unor țesuturi așa numit nobile ale organismului nostru. Și mai trebuie să spunem ceva, stresul prin intermediul hormonilor de stres poate să agraveze foarte, foarte mult bolile autoimune. Și în același timp mai este o problemă. Bolile autoimune sunt foarte greu de diagnosticat și bolile autoimune se diagnostichează atât de dificil pentru că simptomele lor seamănă. Și în plus trebuie efectuate o serie de teste pentru identificarea anticorpilor specifici și cum bolile autoimune sunt însoțite și de procese inflamatorii, trebuie făcute teste preliminare precum proteina C-reactivă, VSH-ul, fibrinogenul și așa mai departe, pentru că în acest fel se țintește tocmai identificarea acestor inflamații. Dar confirmarea unei boli autoimune
autoimune se bazează tocmai pe markerii autoimuni, pe acei așa numiți anticorpi specifici, autoanticorpi, al căror număr este de ordinul zecilor. Așadar, până ca să fie diagnosticată o boală autoimună, trece destul de mult timp și pentru că toate aceste boli autoimune, după cum spuneam, sunt însoțite și de procese inflamatorii, lucrurile nu sunt tocmai simple și tocmai de aceea noi ne-am gândit să vorbim și cu un medic stomatolog pentru a afla care este conduita terapeutică recomandată în cazul pacienților cu boli autoimune în privința tratamentelor stomatologice. Tocmai pentru că ne-am gândit la aceste procese inflamatorii cu care se confruntă pacienții cu boli autoimune. Așa că noi am stat de vorbă cu domnul profesor universitar dr. Horia Barbu, medic primar în chirurgie dento-alveolară, pentru ca să aflăm care sunt problemele pacienților cu boli autoimune în privința sănătății dentare. Pacienții cu boli autoimune au imunitate destul de scăzută. Dar asta nu înseamnă că nu putem să avem intervenții și nu putem să facem, să le punem implanturi sau adiții de os. Întotdeauna trebuie o colaborare foarte strânsă cu reumatologul, de obicei că reumatologul tratează aceste afecțiuni. Și din punctul ăsta de vedere, când avem acordul, noi avem nevoie de analizele noastre și reumatologul recomandă analizele de care are el nevoie. Când din punctul lui de vedere totul este echilibrat, avem o perioadă de timp în care putem să efectuăm intervenția chirurgicală. Și încercăm ca în acel moment să facem poate mai multe intervenții chirurgicale dacă pacientul din punct de vedere general face față și poate să depășească această operație, dacă ne spune că nu, le putem face seriat și facem o intervenție mai mică acum, o intervenție mai mică peste 4-5 luni, astfel încât chiar dacă am decalat mult tratamentul, ori fiecare intervenție pe care o facem fiind de mică amploare, are o rată mare de succes. Dar care sunt cele mai serioase probleme din perspectiva medicului stomatolog? Lumea nu își dă seama că de multe ori o extracție este o intervenție chirurgicală. Nu își dă seama că un implant este o intervenție chirurgicală, că poate doctorul nu îi explică ca să nu-l sperie pe pacient, că toată lumea se sperie de stomatolog și atunci pacientul nu este conștient că de fapt el este supus unei intervenții chirurgicale. Ei cred că dacă merg să-și pună un implant, este o intervenție banală, simplă ca un detartraj, dar nu e, pentru că pui un corp străin care trebuie mai departe să fie acceptat de organism, trebuie să faci o adiție de os, trebuie să fie locul respectiv să accepte toată adiția de os și tot implantul pe care l-ai pus acolo, după care ai nevoie și de organism să facă față intervenției. Și din punctul ăsta de vedere ne interesează pe noi dacă potențialul general de recuperare al pacientului este bun cât să poată să facă față intervenției chirurgicale, nu doar cel local. Așadar, ar trebui cu toții să tratăm lucrurile cu seriozitate și fără frică. Altfel spus, să le tratăm mai corect decât le tratăm acum. Și atunci totul va fi bine. Noi vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți rubrica noastră Arena Sănătății. Vă așteptăm, bineînțeles, și la viitoarele noastre ediții și nu uitați că pe ACC Media Channel găsiți o serie întreagă de emisiuni de sănătate, inclusiv despre bolile autoimune, despre scleroza multiplă și despre artrita reumatoidă. Mai ales aceste două afecțiuni le-am tratat până acum în emisiunile noastre de pe ACC Media Channel. Bineînțeles, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și la pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim tare mult și aveți grijă de voi!